Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Dacă este să vă gândiți la o personalitate care reprezintă stabilitatea, curajul și consecvența, dar și politețea și căldura, atunci cu siguranță regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit este aceea. Pentru toți care ascultă acest program, cred că această persoană este cea care ne-a însoțit de-a lungul vieților noastre. Noi nu am cunoscut pe nimeni altcineva. Regina a fost acolo la nașterea fiecăruia dintre noi și, cum bine spunea cineva pe Facebook ieri, cred că regina Angliei la un moment dat devenise substantiv comun, nu? Ea era acolo, indiferent de anii care treceau. Simbolul unei epoci de stabilitate, o domnie care a început după un război și care se sfârșește în timpul unui alt război la o margine de Europa. Dar, de fapt, care este moștenirea acestui suveran? Care este moștenirea acestei femei? Și astăzi, în această ediție specială, vorbim și despre ce înseamnă noul rege al Marii Britanii, pentru noi, un rege care mai și rupe românește, a construit aici la noi și care sigur are o apropiere. O să fie în această ediție specială alături de mine politologul Cristian Pârvulescu, dar înainte de orice și de dialog și de a lua telefoanele voastre, mergem la Londra, acolo unde îl reîntâlnim pe Dorian Galor, jurnalist BBC pentru jumătate de veac. Salutare, Dorian! Salut, Cătălin! Astăzi te voi întreba despre ce urmează mai departe, ce ceremonii și ce discursuri așteptăm de la Londra. Da. Mâine, la Palatul St. James, are loc o întrunire a așa-numitului Accession Council, Consiliul de Accesiune sau de Aderare, de accesiune, mai bine, accesiunea la tron al prințului Charles, care a devenit Charles al III-lea. Acest consiliu este compus din membrii ai altui consiliu, Privy Council, care este un consiliu de consilieri ai monarhului, format din deputați în Camera Comunelor, ambasadori ai țărilor din Commonwealth, Lords din Camera Lordilor și Lordul Primar al Londrei. Acest consiliu are 700 de membri, dar niciodată nu se întrunesc toți. De exemplu, când a murit regele George al VI-lea, tatăl reginei Elisabeta a II-a, s-au întrunit numai vreo 200. Deci, ei se întrunesc mâine, sâmbătă, se dă o proclamație. Nu, întâi se anunță oficial moartea reginei și se dă o proclamație care conține rugăciuni, promisiuni, elogierea monarhului decedat, promisiuni de sprijin pentru noul monarh. Apoi are loc o întrunire, a doua întrunire a acestui Consiliu de Accesiune și membrii ai Consiliului Privy Council. Aici, noul rege nu depune un jurământ, așa cum fac președinții americani, de exemplu, sau alți președinți. El dă o declarație în care punctul principal este promisiunea de a păstra, de a prezerva Biserica Scoțiană, care e diferită de Biserica Anglicană. După o fanfară de trompete și o proclamație publică prin care Charles e proclamat nou rege, partea oficială într-un fel se termină, pentru că încoronarea are loc mult mai târziu, peste cel puțin câteva luni. Asta voiam să te întreb. Momentul acela pe care îl știm din 1953 cu coroana pusă pe capul regelui, când va avea loc? Asta nu se știe deocamdată. La regina Elisabeta a avut loc
la un an și trei luni, dacă nu mă înșel, sau un an și patru luni după ce a devenit regină. Deci ea a devenit regină în 52 și a fost unsă în 1953. Deci poate să ia și un an. Va fi o ceremonie fastoasă la Abația Westminster. Acolo se face ungerea, încoronarea de 900 de ani. Charles va fi al 40-lea monar, va fi uns de arhiepiscopul de Canterbury, se va pune, va fi uns cu uleiuri din portocale, trandafiri, scorțișoară și mai știu ce. Și se va pune pe cap coroana care cântărește peste 2 kg și e coroana Sfântului Eduard din 1661, dacă nu mă înșel. În această perioadă despre care spui, Dorian Galor, că poate dura până la un an, el are toate atribuțiile constituționale pe care le are un monarh? Le are de ieri. Le are de ieri. Automat la moartea unui monarh, prințul moștenitor sau prințesa moștenitoare intră în funcție cu toate prerogativele. Spune-mi, te rog frumos, înțeleg că în Anglia, în acest moment, sunt sistate toate activitățile culturale, sportive sau de oricare altă natură, că Anglia funcționează la o viteză mult mai mică decât de obicei. Da, e adevărat. Soția mea și cu băiatul cel mic se duseseră aseară la Royal Albert Hall să vadă un concert de promenadă al BBC-ului și când au ajuns acolo, au ajuns cu 10 minute după ce s-a anunțat moartea reginei, au fost anunțați că nu are loc concertul, s-au anulat toate concertele, spectacolele de teatru, evenimente sportive. Culmea este că până și greviștii de la căile ferate și de la poștă, care erau în mijlocul unei greve, au încetat greva în semn de respect pentru regina Elisabeta a II. Până când va fi încoronat regele, sunt o mulțime de lucruri de făcut. În primul rând, nu știu dacă e în primul rând, dar unul din primele lucruri la care se începe să se lucreze este schimbarea monedei și a bancnotelor. Așa este. Va fi înlocuit chipul reginei Elisabeta a II-a cu chipul lui Charles. Timbrele vor purta portretul lui. Deocamdată drapelele sunt toate în bernă. Cum spuneam, inscripțiile pe cutiile poștale, toate inscripțiile publice în care e menționată regina Elisabeta a II-a vor fi înlocuite cu numele lui Charles. Imnul național, unde se spune God Save the Queen, Dumnezeu să o apere pe regine, cuvintele vor fi schimbate, God Save the Gracious King, Dumnezeu să-l apere pe grațiosul nostru rege. Dar la final se va cânta tot acel God Save the King, nu? Da, asta da. E schimbarea pe care... Imnul rămâne, se schimbă numai în loc de regine, regele. Dorian Galor, mulțumesc tare mult pentru prezență, Dorian Galor. Cu siguranță ne vom mai auzi zilele astea. Dorian Galor, jurnalist BBC, vreme de jumătate de deceniu. La el ne vom întoarce în corespondențele noastre de la Londra. Îl salut pe Cristian Pârvulescu, profesorul Cristian Pârvulescu, politolog. Bine ați venit! Bună ziua! Moștenirea acestei femei, cum trebuie să o vedem astăzi? E un sfârșit de epocă. Pe mine m-a dus gândul din primul moment la moartea reginei Victoria și la faptul că atunci o epocă se încheia. Cele două regine care au avut o durată mare a domniei au marcat fiecare secolul său, secolul XIX, respectiv secolul XX, chiar dacă regina a continuat și în secolul XXI, dar este un monarh al secolului XX. Vorbeați despre stabilitate și stabilitatea despre care vorbeați este stabilitatea după al doilea război mondial. În introducerea dumneavoastră ați spus după un război și în timpul unui război se întâmplă moartea. O lume se schimbă, fie că ne place, fie că nu. Lumea Elisabetei a doua
încetul cu încetul a dispărut, dar este un simbol puternic al unei Europe puternice, al unei Marii Britanii care s-a redescoperit după pierderea Imperiului colonial, al epocii de după căderea comunismului, al epocii de modernizare rapidă a societății, pentru că puțină istorie, dacă tatăl său George al VI-lea a devenit rege pentru că fratele său a fost obligat să abdice pe 11 decembrie 1937 din cauza căsătoriei cu o femeie divorțată engleză, e vorba de Edward al VII-lea și de Wallace Simpson. Astăzi, problema aceasta, care era o problemă constituțională în 1937, nu se pune. Vorbim despre regele Carol al III-lea, în română Charles este Carol, Carol al III-lea. E bine, regele Carol al III-lea este căsătorit cu o femeie divorțată și problema nu se pune de succesiune. Moravurile s-au schimbat pentru că în Marea Britanie există o constituție flexibilă care începe la 1215 cu Magna Carta și care continuă într-una. Opinia publică participă la definirea elementelor constituționale. N-a fost asta o schimbare ușoară? Pentru că au existat asperități acolo, opinia publică nu o privește foarte bine pe noua regină consoartă. Regină consoartă, așa îi se spune. Nici regina Elisabeta II n-a primit-o cu brațele deschise, dar la un moment dat, în ultimii 20 de ani, după moartea prințesei Diana, a făcut câteva gesturi publice în care a făcut această acceptare. Să înțeleg de aici că era o regină care era atentă la opinia publică sau că e un proces de modernizare? Nu e un proces de modernizare. Acum 25 de ani, pe 31 august, murea la Paris prințesa Diana. Și știm că atunci a fost o criză gravă a încrederii în regină și monarhia britanică, tocmai pentru că regina a fost tentată, datorită educației sale, de a considera evenimentul ca un eveniment privat. Ori el a fost un eveniment public. Tony Blair, prim-ministru, proaspăt prim-ministru atunci, a vorbit despre prințesa poporului, catalogându-o astfel pe Diana, și în acel moment nu s-a mai putut în niciun fel opri un sentiment public de disperare pe care regina n-a putut în niciun fel să-l blocheze, dar s-a adaptat din mers. N-a fost foarte încântată de aceste lucruri, nu-i plăcea acest gen de comunicare. Dar, pe de altă parte, a ținut întotdeauna cont de consilierii săi. Asta este specific unui monarh constituțional, mai ales a unui britanic. Probabil că lucrurile se vor schimba într-o oarecare măsură, pentru că mă aștept ca Charles al III-lea, Carol al III-lea să fie mult mai prezent în limitele Constituției flexibile de care discutam mai devreme în viața regatului. Oricum e un monarh ale cărui opinii pe diverse probleme sunt cunoscute. 0372069599. Deschidem și dezbaterea în acest moment. V-am adresat trei întrebări astăzi. Care este moștenirea reginei Elisabeta II pentru Europa? Cum priviți munca regelui Carol al III-lea, cum îi spune domnul Prăvulescu, în România? Și ia gândiți-vă dacă România cu o casă regală ar fi progresat ceva mai bine. 0372069599. George, salutare, ești la România în direct. Alin? Salut, Cătălin, pe tine și pe ascultătorii Europa FM și îl salut cu mult respect și pe domnul profesor Cristian Prăvulescu. Eu am să încerc să aduc o tușă personală și să îți spun ție și ascultătorilor cum vede un român stabilit într-o țară condusă de o regină, vorbim despre Danemarca aici, ideea de regalitate, și atât cât am înțeles eu în mulți ani de când trăiesc în Danemarca, ce înseamnă un monarh pentru o națiune și pentru poporul danez. Așa cum ai spus și tu, este în primul rând vorba despre un reper. Mai presus de toate și de orice, aici există regina și există ideea de autoritate supremă. Arestările se fac în numele reginei, sentințele judecătorești se pronunță în numele reginei, avertismentele poliției, am văzut manifestări violente, poliția când vrea să intervină face acele anunțuri în numele reginei, și asta înseamnă că oamenii se raportează la ceva, la un reper, și asta este mai presus de toate și înainte de orice
un monarh, o regină. Asta este regina Margareta a doua pentru danezi și bănuiesc că a fost la fel și pentru britanici în cazul reginei care a trecut la cele veșnice. Și ca să mă înțeleagă ascultătorii care au așa probabil o vagă idee despre monarhie, am să-ți povestesc foarte scurt un eveniment, un episod petrecut în urmă cu câțiva ani. Eram la un festival la care asiguram sonorizarea. Festivalul era patronat de Casa Regală a Danemarcei și peste închipes, peste un parc în care erau zeci de mii de oameni care beau și care petreceau, a venit ca un zvon, ca o boare, că a ajuns regina la acel eveniment. Și instantaneu zeci de mii de oameni s-au ridicat în picioare, cei care fumau au aruncat țigările, cei care beau au pus doza de bere deoparte, fetele mai despuiate pentru că era vară s-au acoperit cu ceva și au privit către colțul unde era scena, regina nu-i vedea, dar pentru ei însemna un reper, însemna un motiv de respect, însemna altceva, ceva care e greu noi să înțelegem, pentru că, într-adevăr, noi ca și națiune avem lipsa exercițiului de a ne raporta la ceva și de a avea repere. Și probabil asta ar fi trebuit să însemne și pentru noi ideea de regalitate. Discuția se va deschide, probabil, în continuare și chiar aș vrea să-i lansez o provocare domnului profesor Cristian Pârvulescu. Domnule profesor, considerați că ar mai fi oportun o astfel de discuție în condițiile în care fibra continuității ideii de regalitate în România a fost definitiv frântă și ruptă și dacă celelalte țări care au monarhii, au monarhii, n-au avut parte de sovietizare, de rusificare, de mistificare, dacă la noi mai poate fi purtat o astfel de discuție de pe poziții corecte și principiale. Și Cătălin, pentru tine un tips de presă, dacă vrei, exact în acest weekend ar fi trebuit să aibă loc aniversarea jubileului reginei Margareta a doua a Danemarcei, jubileu care a suferit foarte multe modificări. Singurul eveniment care a rămas în picioare este întâlnirea tuturor șefilor de state scandinavi, a monarhilor, în speță a regelui Gustav al Suediei și a regelui Harald al Norvegiei, care vor fi prezenți duminică la Copenhaga și vom avea o poziție comună a celor trei case regale scandinave și un fel de Alin, tribut adus reginei Elisabeta. O secundă, da, să primești răspunsul ca să intrăm în dialog. Mai e oportună, Cristian Pârvulescu, o dezbatere în România pe această temă? Dezbaterea aceasta este absolut normală. Nu e vorba de oportună sau neoportună, este vorba de normalitate. Ea trebuie făcută, ea nu s-a făcut niciodată în mod serios. Din nefericire, regele Mihai nu mai este alături de noi, dar ceea ce s-a întâmplat pe 30 decembrie 1947, imediat după ce s-a întors regele Mihai de la nunta reginei Elisabeta, fusese acolo în vizită oficială, respectiv instaurarea prin forță a Republicii, este o chestiune care merită chestionată. Nu știu dacă se mai poate în vreun fel schimba ceva, dar vedeți dumneavoastră, Republica aceasta, din punctul meu de vedere, e ilegitimă, pentru că Revoluția Română nu a instaurat o Republică. Constituția din 1991 vorbește despre Constituția din 1965, despre Republica Socialistă România. Constituția acelei republici este nulă în momentul în care noua Constituție este adoptată, deci suntem într-o continuitate în raport cu o lovitură de stat. O lovitură de stat pe care, cu ajutorul trupelor sovietice prezente la București, liderii comuniști au dat-o împotriva regelui, care era foarte popular la acest moment. Constituțional, temei ar fi? Nu e... Este o întreagă discuție. Sunt constituționali care vă vor spune nu. Pentru Constituția din 1991, știți foarte bine că a fost adoptată prin referendum și atunci poporul român și-a spus punctul de vedere. Dar din punctul meu de vedere, dezbaterea merită făcută, chiar dacă nu sunt convins că vor exista și consecințe practice. Niciodată o dezbatere într-o democrație nu poate fi interzisă. Mulțumesc tare mult, Alin. Aș vrea să o aud pe Simona. Salutare, bine ai venit la 0372069599. Ce moștenire vezi de la regina Elisabeta a doua? Bună ziua, Cătălin. Una mea auzit de mult. În primul rând, de fiecare dată când aud de regalitate și vorbesc de regalitate, mă trece în fir. Poate și prin faptul că am avut șansa în 1997, într-un august frumos, să-l cunosc în majestatea sa, regele Mihai și regina Ana, care au fost la Oradea în vizită la noi. A fost un moment foarte important. De fiecare dată
mi-am spus așa, dacă noi după Revoluție am fi mers pe o monarhie constituțională, cred că eram mult mai departe. Pentru că probabil multe state ne-ar fi ajutat și eram mai ok. Dar au fost altele la mijloc. Din păcate, aseară eram la serviciu când cineva m-a anunțat că regina a murit. Am avut așa o stare ciudată. Mi-am zis, nu se poate. Și m-am gândit la Charles și am zis, da, va fi un rege bun. Dar din păcate, regele trebuie să aibă lângă el și o consoartă care să fie ok. Din punctul meu de vedere, Camila nu este, îmi pare foarte rău. Și poate că de multe ori când ne vom uita la noul rege, ne vom aminti de Diana. Și cred că, sincer, o urmașă demnă ar fi fost ea. Dar să sperăm că ceea ce a făcut regina Elisabeta, care a întâlnit cu atâția șefi de state, care a lăsat ceva în urmă, care a fost, nu știu, ca o bunicuță pentru toți, bunicuță de aia care nu te-a certat și care ți-a dat povață, sper să fie și acesta. Și poate să ne și ajute prin prisma a ceea ce a făcut pentru noi când era prinț și nu era rege. Deci nu pot să spun decât că mă plec în fața acestui lucru și îmi pare rău că Dumnezeu totuși a luat-o prea repede, dar poate se va întâlni cu vărul său, regele Mihai, și vor avea ceva de povestit. Asta cu siguranță. Spune-mi însă, activitatea noului rege în România are vreo semnificație pentru tine, pentru noi? Da. Cred că se poate face mult mai multe. Cred că poate fi ajutată regalitatea. Cred că poate se va schimba ceva și în mentalitatea noastră și poate că custodele coroanei va privi lucrurile puțin altfel. Va regândi ceea ce s-a întâmplat cu principele Nicolae și poate va da încă o nouă șansă. Și poate va fi altfel. Eu așa zic. Eu sper că regele în noua al Angliei să aibă o discuție mai târziu și poate, pentru că oricum va urma la coroană fiul său, cred că ne va ajuta mult. Eu zic că da. Cea mai mare dezbatere publică din România. În direct la Europa FM cu Cătălin Striblea. De ce România își îndreaptă ochii către principele Nicolae? Care e statutul său în momentul ăsta sau faptul că e mai tânăr, că e o personalitate prezentă? E o întreagă problemă constituțională și n-aș intra în momentul ăsta foarte mult în detalii, dar în momentul în care regele Carol I a venit în România, în acel moment, alături de Constituția din 1866, a fost aprobat și un statut al casei regale care avea funcția de Constituție. El era partea Constituției. Când în 1997 regele Mihai a schimbat statutul casei regale, l-a schimbat doar din punct de vedere privat. Statutul casei regale prevedea, ca și Constituția din 1866, niște reguli de succesiune, care nu s-au modificat, în sensul că poporul român, prin referendum, nu le-a modificat niciodată. Și le știți, este vorba despre regula de succesiune pe linie masculină, pe de o parte, pe de altă parte, interzicerea căsătoriilor morganatice, adică căsătoriilor în afara caselor regale. Din punctul ăsta de vedere, nu se întrunesc condițiile pentru succesiune, dar asta este o discuție care, vorbeam mai devreme, discuție care trebuie făcută. Regele Mihai a modificat statutul casei regale, dar era, din punct de vedere constituțional, atribuția regelui să-l modifice? Pentru că, din punct de vedere privat, da, se putea face asta. Din punct de vedere constituțional, într-o monarhie constituțională, statutul casei regale se modifică de către Parlament. Aseară am vorbit cu Cristian Mititelu, fostul șef al secției române a BBC, despre modul în care Anglia percepe moștenirea reginei Elisabeta a II. Haideți să-l ascultăm. Este în mod paradoxal sfârșitul unei epoci care, de fapt, marchează ultima mare victorie militară a Marii Britanii în al doilea război mondial. Desigur, regina nu a venit pe tron decât în 1952, dar ea l-a avut încă premier pe Winston Churchill și, într-un fel, dispariția ei marchează sfârșitul acestui mare capitol care a debutat glorios prin această victorie, dar care, ulterior, a înregistrat un declin al Marii Britanii ca putere mondială. Domnule Mititelu, automat se trece la un nou rege, prințul Charles. Care e imaginea sa astăzi în Anglia? Cum este privit, de fapt, în regat acest rege care va fi încoronat
la o vârstă totuși înaintată, are peste 70 de ani. El nu are o imagine atât de bună ca regina, e mai puțin popular. Aceasta se datorează în bună parte presei, care în general i-a fost ostilă, pentru că e un om care are mult mai multe preocupări și interese pe care le manifestă uneori deschis, în special interes pentru conservare, pentru conservare arhitectonică, pentru o viață mai echilibrată, mai aproape de natură, pentru conservarea florii din Transilvania și pădurilor din România, a militat în acest sens. Ori presa în general consideră că un viitor rege nu ar trebui în ziua de astăzi să aibă păreri și să se implice politic. Nu sunt de acord cu acest lucru, l-am urmărit îndeaproape cu ocazia a cel puțin două vizite în România, inclusiv vizita oficială pe care a făcut-o când a fost la Sibiu și la Moșna. Am văzut cât de mult muncește pentru a face față acestor vizite, câtă pregătire intră în această activitate, cum trebuie să memoreze zeci de nume și să știe și câte ceva despre fiecare dintre cei pe care îi întâlnește. Privesc cu speranță domnia lui. Nu vi se pare o coincidență aici că regina a venit într-un moment de instabilitate și pleacă într-un moment în care iarăși Europa intră într-o criză convulsivă a instabilității? Un monarh care a însemnat stabilitate și așezare vreme de 70 de ani, poate pentru întreaga Europa, un reper. Da, sigur că este încheierea unui ciclu, dar moștenirea ei va rămâne și în ceea ce privește stabilitatea constituțională a Marii Britanii, cred că, în mod paradoxal, decesul ei ar putea chiar ajuta. Mă gândesc la tendințele centrifuge din Scoția și, în general, la nemulțumirea care domnește în momentul de față, nemulțumire socială, se anunță foarte multe greve, guvernul intervine cu fonduri substanțiale pentru a ajuta în criza aceasta a prețului la combustibil, dar altfel, pe plan politic, cred că va fi un moment care va aduce liniște și poate mai multă înțelegere între guvern și opoziție într-un moment în care sunt atâtea probleme de rezolvat. Cristian Mititelu, fost director al secției române a BBC. Un moment de acalmie, Cristian Părvulescu, cum se întâmplă de obicei în astfel de chestiuni, când moare cineva important, cel puțin din punct de vedere politic, pentru câteva zile vor fi niște frâne majore. În Marea Britanie și în întreaga lume. Ați văzut mai devreme, interlocutorul nostru din Danemarca ne spunea că și acolo, deși este jubileul, lucrurile sunt înghețate. Ceea ce este cât se poate de normal, pentru că 70 de ani marchează o istorie. Sunt 70 de ani, 7 luni și 2 zile, între 6 februarie 1952 și 8 septembrie 2022. Și oricât de controversat ar putea să fie o astfel de moștenire, nu este, ea nu poate să nu marcheze istoria. 15 prim-ministri, începând cu Churchill, care era prim-ministru în momentul decesului tatălui său, atunci când a preluat tronul, până la listă Truss, care a preluat mandatul marți. O regină care își duce mandatul până la final. Un asemenea respect față de rolul politic al monarhului o să vedem foarte rar. Sigur, nu era implicată în problemele politice. Lucrurile se vor schimba. Cu siguranță. Charles este un Carol al treilea. Este deja o altfel de personalitate. Are o viziune cât se poate de clară și cred că va marca un proces de tranziție în ceea ce privește monarhia constituțională britanică. Poate că nu este la fel de susținut de opinia publică britanică precum regina Elisabeta, dar nu este la fel de ostilă cum era acum 25 de ani în momentul morții prințesei Diana. Deci cred că va putea să convingă o parte din britanici și într-adevăr sunt de acord cu domnul Mititelu. Imediat o să vă aduc și mărturia unui român, o româncă care lucrează cu prințul, cu regele Charles și o să aflați două, trei lucruri despre modul în care privește România, dar întâi la 0372069599 este George. Salutare! Despre moștenirea unei regine aproape eterne.
Bună ziua, vă salut și Dumnezeu să odihnească. Da, mi-aduc aminte când am murit majestatea sa, regele Mihai, am fost foarte trist, nefiind o persoană pro-monarhie foarte mare, dar m-a tristat foarte mult și la fel de întristat am fost și ieri la anunțul dispariției majestății sale. Da, cred că sunt oameni din ediție limitate, nu se mai fac astfel de regi și de oameni cu ghilimele de rigoare. Majestatea sa a dovedit că, Elisabeta II a dovedit că țara pentru ea a fost mai presus de toate. Una din principalele ei griji, cum am perceput eu, a fost succesiunea, astfel încât dinastia să meargă mai departe. Însă și căsătoria lui Charles cu Diana, principalul lor grijă a fost să asigure moștenitori pentru Regatul Unit. Chiar dacă au avut multe probleme, multe neliniști, țara a fost pentru ea mai presus de toate. Exact cum a spus noastră, marți seara a numit un nou prim-ministru, după care, după ce și-a rezolvat toate treburile, a putut să meargă, să-și dea duhul, să meargă spre rai, sper. Na, dar pentru mine lumina vine de la britanici mereu. S-a dovedit și în Ucraina, s-a văzut. M-au zis? Da, da, te ascultam și chiar da. Te întrebam, de ce lumina vine de la britanici? Pentru că ei arată mereu, pentru că democrația e mai presus. Atunci când cineva încearcă, atunci când undeva niște oameni suferă, când cineva, dictatura începe să-și arată culții, ei intervin. S-a dovedit și că pentru noi și am văzut în Ucraina, singurul care s-au dus și au pus mâna pe armă au fost ei. Boris Johnson, prim-ministru Marbritan, s-a dus acolo. Bineînțeles că nu cred că s-a dus de capul lui fără acordul reginei. Elisabeta II, nu cred că măcar acordul tacit. Da. Aici nu știu, nu cred că se întâmplă așa, nu cred că regina dă aprobări la activitățile premierului. Cred că activitatea sa e aceea de supraveghere sau demarcarea unor acte politice importante. Dar mi-e greu să-mi închipui că un vreun premier britanic va solicita aprobare către încotro să meargă sau încotro să îndrepte țara în război. De altfel, regina cred că a avut numai puțin de 14 prim-ministri? 15 începând cu Winston Churchill. Churchill. Da, una dintre marile sau cele mai mari personalități. George, e un avantaj că regele Charles e apropiat de România? Bineînțeles că este un avantaj. Cum să nu? Este un avantaj că a început să ne cunoască, este un avantaj că ne putem folosi de experiența lor, de influența ca să-i regale. Totuși, regele Marii Britanii are casă la noi, la Viscri. Da, vă dați seama, aici e o corectură pe care o primim în permanență. Fundația lui, una dintre fundațiile lui sau fundațiile lui au casele. Multă lume înțelege că sunt în proprietatea regelui. Nu sunt proprietatea lui, sunt proprietatea unor fundații. Unor fundații. Care îi poartă numele. Chiar... Gândiți-mă aceeași, cum ați spus lasă mai devreme, însă și prezența lui a schimbat viața în bine acolo. Turismul a așezat localitatea pe plan mondial, deci numai pur și simplu prezența lui. Vă dați seama dacă reușim să și noi să ne ridicăm un pic, să încercăm să exploatăm această relație cu ei, ar fi mult mai bine pentru noi, pentru traiul nostru. Mulțumesc tare mult, 0372069599. Chiar sunt curios să ne povestiți ce ați văzut la Viscri și cum s-a schimbat zona respectivă pentru cei care ați fost și ați văzut sau ați pus mâna pe ceva de acolo. Ascultați România în direct, o ediție specială. Sunt în studio alături de politologul Cristian Pârvulescu, iar la telefon este istoricul Teodor Paleologu. Bună ziua! Bună ziua, sper că m-auziți și că sunt în Italia, sunt la Florența și sper că se aude bine. Foarte bine se aude. Cu ce sentiment, domnule Paleologu, priviți acest sfârșit de domnie? Cu o mare admirație. Admirație nu doar pentru persoana reginei Elisabeta, cât admirație pentru instituția monarhiei franceze, engleze, monarhiei britanice, care a încarnat-o cu atâta profesionalism. Vorbim de una dintre cele mai lungi domnii din istorie.
cea mai lungă domnie din istorie este a lui Ludovic al XIV-lea, lui XIV, da, care a domnit 72 de ani. Ei bine, regina Elisabeta a domnit 70 de ani. Asta, cum spuneam, arată extraordinara forță a tradiției monarhice în Marea Britanie. Dar mai e un alt aspect, transformările colosale prin care a trecut Marea Britanie în acești 70 de ani. Decolonizarea, faptul că unele țări au părăsit Commonwealth-ul, da? Adică sunt niște transformări enorme. Apoi Marea Britanie a intrat în Uniunea Europeană, după aia a părăsit Uniunea Europeană. Da? Deci vorbim de secolul reginei Elisabeta, așa cum se vorbește în Franța de secolul lui Ludovic al XIV-lea, se va vorbi fără îndoială în viitor de secolul Elisabetei. Cum vedeți viitorul din punctul ăsta de vedere? După o domnie glorioasă? Nu m-aș spune neapărat glorioasă. Nu e glorioasă? Pentru că Marea Britanie nu a făcut cine știe ce cuceriri în perioada asta. E domnie crucială în istoria Marii Britanie din cauza acestor transformări prin care a trecut societatea britanică și monarhia britanică și Commonwealth-ul, dar viitorul sigur că este puțin incert, pentru că mă întreb dacă anumite țări care o aveau pe regina Elisabeta ca suveran vor continua în viitor. Asta e o întrebare pe care cred că mulți și-o pun. Dacă anumite componente ale Commonwealth-ului vor rămâne în continuare parte din Commonwealth și dacă nu cumva persoana reginei Elisabeta le ținea cumva în Commonwealth. Pentru că știți, au mai fost țări care au părăsit Commonwealth-ul chiar relativ recent, în ultimele, nu știu, care e, cred că acum câțiva ani a mai fost o insulă din Commonwealth care s-a proclamat independentă, sau, mă rog, a ieșit adică, din Commonwealth. Adică, spuneți dumneavoastră, deci asta e o întrebare. Că e posibil ca unele state să deschidă dezbateri constituționale acum la moartea suveranei? Da, e posibil acest lucru, nu e de exclus. Pe de altă parte, vorbim și de persoana lui Charles. Eu am avut, mă rog, norocul să-l întâlnesc odată, foarte scurt, evident, nu pretind că l-aș cunoaște vreun fel, însă cred că este o personalitate extraordinară. E un om de o mare inteligență, un spirit foarte original și, nu în ultimul rând, un mare prieten al României. Să nu uităm că este unul dintre cei mai mari prieteni ai României în afara țării noastre. Aș spune că dintre șefii de stat, acum va deveni rege, este cel mai mare prieten al României. Cred că trebuie să conștientizăm acest lucru. E un om căruia îi plac să trăiască în țara noastră, să stea din când în când în Transilvania, în mod special. Mulțumesc tare mult, Teodor Paleologu, profesorul de istorie Teodor Paleologu. Chiar mare noroc pe noi, nu? O să vă propun, domnule Pârvulescu, ca imediat după publicitate să analizăm un pic această personalitate, cu mărturii, cu telefoane. Ați apucat să vă întâlniți? Pentru că au fost numeroase evenimente protocolare. Am fost în același loc, dar nu ne-am întâlnit. Faptul că am participat la evenimentele la care participa și prințul Charles de Wales nu înseamnă că l-am cunoscut, ci doar că am fost acolo. Vă propun să vorbim imediat după publicitate cu Aura Woodward, care a fost directorul executiv al Fundației de Wales aici în prințului de Wales aici în România. A făcut parte din proiectul de la Viscri și acum lucrează în cadrul unei alte fundații a regelui în Marea Britanie, mărturiile ei imediat după publicitate. România în direct revine. România în direct la Europa FM.
12 septembrie în Deșteptarea la Europa FM. România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM. Ați fost la Peleș în ultimul an, ne întreabă pe Facebook Iulia Valentina. Ați observat statuetele îmbâxite, bucățile de piatră și pavaj sparte, balconul proptit pe bârne de lemn, clădirile anexe lăsate în paragină și taxa de intrare ca la Vatican? Da, e și asta o discuție despre cum... Este o discuție despre cum poate fi întreținută o clădire pentru care nu există buget. Și este o discuție despre, dincolo de așa, regalismul afișat și monarhismul afișat de foarte mulți, despre cum, în mod efectiv, moștenirea istorică a acestei țări este păstrată. Pentru că știm că la Peleș există probleme serioase legate de mediu, de umezeală și așa mai departe, care ar fi trebuit să fie rezolvate. Castelul are probleme de decenii și nu s-a făcut niciun fel de lucrare serioasă acolo. Și nu putem aștepta ca doar Casa Regală, care nu beneficiază de un buget, să rezolve acest lucru. E o problemă a statului român, e o problemă al bugetului României. Da, am fost și am văzut aceste lucruri și, într-adevăr, e trist. Este un sentiment de tristețe extraordinară, pentru că e ca și când istoria României ar încerca să fie ștersă, pur și simplu. Castelul Peleș este o parte din istoria României, una din cele mai frumoase părți al istoriei României. 0372069599. Povestiți-ne și cei care ați fost la Peleș sau și cei care ați fost la Viscrit despre ce ați văzut acolo, dar înainte, știu că e Bogdan pe fir, vreau să-l auziți pe regele Carol, cum îi spune domnul Pârvulescu. Doamnelor și domnilor, este o mare bucurie să mă aflu din nou în România după 3 an de absență. Gândurile mele au fost cu voi în această perioadă dificilă. Haideți că e o română frumoasă, nu? Adică e un efort de a vorbi limba română pe care trebuie să-l apreciem. Imediat intrăm în dialog și cu cea care l-a învățat cuvintele astea românești pentru discursul ăsta, dar înainte e Bogdan pe fir la 0372069599. Salutare, Bogdan! Salutare! Aș dori să vă zic doar ce a însemnat... Cum văd eu ca tânăr, pentru că n-am prins regalitatea în România, doar cea pe care o avem acum, și cum reușesc eu să o văd. Recent am fost într-un loc și am vizitat, nu știu dacă știți, stâncile Franz Josef din Sinaia. Și îmi cer scuze dacă am pronunțat greșit. Da, nu știu despre ce e vorba. Este un loc creat de regalitate, uh-huh, de rege, acum foarte mult timp. Și a rămas o porțiune de istorie. De istorie de pe vremea regalității, pe care noi acum ne ducem să o vizităm. Asta ne-a rămas după nici nu mai știu câți zeci de ani. Plus Castelul Peleș, plus orice. Nu știu, impresia mea, ca și tânăr, repet, regalitatea ar fi însemnat altceva. Nu sunt nostalgic, nu sunt cu unii sau cu alții, nu cred că favorizez pe cineva mai mult. Dar mă uit la fapte. Și asta mi se oferă nouă. De ce? De unde această doză de credibilitate? Sau de unde acest sentiment? Pe ce se bazează? Păi mă uit la recenta decedată, domnule Serte, regina Elisabeta. În cei 70 de ani de domnie nu... n-a intervenit în jocuri politice, n-a favorizat, cel puțin la nivel foarte mare, încât să o veste foarte mare. Dar un politic care rezistă cât 5 ani, hai să ne uităm la 10 august, din piață, după ce strigam? După cineva mai normal. Și înainte de 10 august ce a mai fost? Și tot așa. A fost ceva asemănător într-o eră sau într-o domnie regală? Da, poate, e o explicație. 70 de ani de domnie, 70 de ani de domnie și nu ai ce să-i reproșezi, doar să-l auzi. Acum sunt convins că și în societatea britanică au existat destule feluri de dezbatere. Îți mulțumesc tare mult, Bogdan. Ascultați România în direct.
Aura Woodward este o româncă, fostă jurnalistă BBC, ani mulți a condus în calitate de director executiv Fundația Prințului de Wales în România, a luat parte la proiectele de la Viscri și la cele din Transilvania, sunt mai multe proiecte acolo, astăzi lucrează tot pentru o fundație a regelui. Și am întrebat-o din aceste proiecte pe care le-a făcut în România, la care se uită cu cea mai mare atenție. Regele Charles al III-lea, așa cum este cunoscut și va fi cunoscut începând de aseară, are o contribuție imensă, nu doar la proiectele din România, aș spune o contribuție imensă la nivel mondial, dar în relația cu România a fost întotdeauna ceva aparte, ceva foarte special. Majestatea sa a vizitat România aproape în fiecare an, mai bine de 20 de ani. Și în această perioadă a pus fundațiile unor proiecte majore, vizând păstrarea, protejarea arhitecturii tradiționale, de exemplu, agricultură durabilă, protecția naturală. Munții Carpați au fost mereu o sursă de îngrijorare pentru majestatea sa, întrucât sunt o resursă imensă, nu doar pentru România, ci și pentru Europa, pentru lumea întreagă. Dar la nivel personal, există un proiect la care țineți mai mult sau care s-a apropiat de sufletul celor care au lucrat la fundație sau poate chiar al regelui Charles al III-lea? Cred că este greu de ales. Eu, dacă ar trebui să aleg un proiect, probabil că aș alege centrul de pregătire de la Viscri. Casa de la Viscri, destul de cunoscută, cred, în România, este o proprietate pe care Fundația Prințului de Wales, cum era cunoscută până acum câteva zile, a cumpărat-o în 2008, cred, și această casă a fost transformată într-un centru de pregătire pentru comunități rurale în special, dar este și un model de restaurare, este și un model de dezvoltare. Deci sunt mai multe elemente care toate cred că sunt așa ca un jigsaw, arată viziunea de ansamblu a prințului atunci când e vorba de a susține organizații caritabile, de a susține comunități în proiecte, în moduri diferite, prin proiecte sau moduri diferite. În vizitele voastre în România, am învățat 2-3 cuvinte românești? Știi că românii sunt foarte sensibili la chestiunea asta. Am învățat câteva cuvinte românești, iar în perioada pandemiei a transmis câteva mesaje României. Unul dintre aceste mesaje a fost de Paște și atunci și eu l-am învățat câteva cuvinte românești, doamnelor și domnilor, Hristos a înviat, și sunt alte câteva expresii și cuvinte pe care le știe. Într-un discurs pe care l-a ținut la Universitatea Babeș-Bolyai de la Cluj, a folosit câteva fraze, a spus câteva fraze în limba română, deci da, știe un pic românește. Și putem să-i mai trimitem, mă rog, ce se trimite din România, știi, bunătățurile acelea de se fac în Transilvania și de care fundațiile voastre s-au ocupat, putem să-i le mai trimitem? Cred că ar fi o onoare și o bucurie pentru toată lumea care muncește în zonele acelea să trimită ceva la Curtea Regală. Probabil. Îmi este greu să dau un răspuns. Într-adevăr, este întotdeauna regele Charles al III-lea s-a bucurat foarte mult să guste din mâncărurile românești, brânzeturi, miere, produse din carne. Unul din proiectele pe care eu le-am pus în practică când am condus Fundația Prințul de Wales România s-a referit la susținerea fermierilor români, fermierii care au ferme de dimensiuni mici, dar care fac produse foarte bune, și la sfârșitul proiectului am adus câțiva fermieri din zonă care și-au prezentat produsele. Inițial am crezut că Alteța sa Regală nu le va gusta, pentru că asta a fost prezumția noastră, că se va uita la ele, va întreba despre ele și nu le va gusta, dar în realitate le-a gustat aproape pe toate. Deci da, sunt convinsă că pasiunea lui pentru mâncarea simplă și foarte gustoasă din România va continua. Aura Woodward este fost director executiv al Fundației Prințului de Wales în România, o persoană care a lucrat în mod direct cu actualul rege Charles al III-lea. Îl mai așteptăm? Credeți că vizitele în România vor continua, domnule Părvulescu? Cred că nu. În orice caz, nu în ritmul cu care ne-am obișnuit, pentru că vorbim despre o altă funcție.
din acest moment vizitele sale nu vor mai avea un caracter privat, vor fi vizite de stat, vor fi stabilite de către guvern, vor fi aprobate de către primul ministru, așa că probabil nu vom mai profita de acest lucru, sau nu foarte curând și nu foarte des. Va avea o perioadă de va reprezenta o perioadă de tranziție și, cum vă spuneam, cred că va fi vorba de o schimbare semnificativă în ceea ce privește modul de funcționare al monarhiei constituționale britanice, o tranziție către William, care va urma la un moment dat, nu știm când. Îi urăm o domnie cât mai lungă și cât mai stabilă regelui Carol al III-lea, dar 73 de ani, sunt 73, e o experiență extraordinară, i-a cunoscut pe primii miniștri, a interacționat cu aceștia, primii miniștri britanici. Acum va începe, vedeți, e un început pentru o politiciană care nu are foarte multă experiență politică, pentru care 12 ani de când este în politica mare, Liz Truss, și care abia și-a început mandatul de prim-ministru, cu un nou rege care are ambițiile sale, care în cadrul constituțional britanic va încerca să folosească orice pentru a-și aduce contribuția, și ar avea unde să-și aducă contribuția, pentru că Regatul Unit trece printr-un moment dificil, Brexit, care înseamnă o situație explozivă în Irlanda de Nord, o situație dificilă în Scoția, o trezire a conștiinței galeze pe care nu o cunoșteam înainte, plus problemele legate de negocierile cu Uniunea Europeană. Nu se va implica efectiv în toate aceste chestiuni, dar va putea juca un rol. Gândiți-vă la vizita reginei Elisabeta a doua în Irlanda, prima vizită pe care un monarh britanic o făcea în Irlanda după ce a câștigat independența, cât de important a fost, cu câtă reticență a fost primită, dar cât a reușit să destindă relațiile între cele două țări, care se privesc în continuare cu ostilitate. Iar pentru noi, faptul că există un rege al unei țări importante, care cunoaște atât de bine România, este foarte important. Orice, chiar dacă nu va mai veni aici, faptul că deja cunoaște România, care are o relație privilegiată cu România, este important. Nu știu în ce măsură va influența politica britanică, dar cu siguranță atunci când vor fi probleme importante, va fi consultat, pentru că, da, regele are conversații săptămânale cu primul ministru, nu știm în ce constau, poate că se va publica jurnalul reginei Elisabeta și o să aflăm mai multe lucruri. Din filmul Regina, vedeam că scria în jurnal în fiecare zi, nu știu dacă va fi un document secret sau va deveni un document public, dar aș fi foarte curios să aflu cum interacționează monarhul britanic cu politicienii, pentru că, evident, regina a avut o experiență imensă, era politicianul cu cea mai mare experiență din Marea Britanie, iar Carol al III-lea are de asemenea o experiență importantă și va putea influența. Vorbeam despre ecologie, vorbeam despre dezvoltare durabilă, va putea influența într-o direcție sau alta politica britanică, dar cu discreția pe care o reprezintă monarhia constituțională. Suntem la final. Sigur că este moartea unui șef de stat de la o margine a Europei, dar lumea s-a oprit în loc în urma acestei morți. De ce trebuie să reținem sau de ce trebuie să vedem acest eveniment ca semnificativ pentru întreaga Europa, inclusiv pentru spațiul acesta opus geografic Angliei? Regina Elisabeta a doua a marcat epoca sa. A marcat-o prin lungimea domniei, dar a marcat-o pe de altă parte prin importanța pe care a avut-o, simbolică, dar această importanță simbolică trece dincolo de granițele Regatului Unit și ale Commonwealth-ului, pentru că nu este șeful de stat doar al Regatului Unit, ci și al altor 14 state. Vorbea domnul paleologul mai devreme despre posibilitatea ca unele să se despartă, poate da, poate nu, vorbim de state mari, de Canada, de Australia. Dincolo de asta, și tocmai pentru că e prezent acolo, Marea Britanie joacă un rol central în lume și în momentul de față, dar regina a fost un reper. Un reper pentru un anume tip de politică și va rămâne un reper pentru acel tip de politică, cu bunele și cu relele sale, dar este o politică care a asigurat stabilitate. Fără stabilitatea monarhiei, este foarte probabil că Marea Britanie n-ar fi cunoscut stabilitatea guvernărilor. 15 prim-ministri în 70 de ani, în condițiile în care România a avut
24-25 de prim-ministri în doar 32 de ani. Asta ne spune totul. Și gândiți-vă că spre sfârșitul domniei a început să se accelereze. Prim-ministeriatele au fost scurte, nu? Din 2016 încoace, l-am avut pe Cameron, pe Theresa May, pe Boris Johnson și acum pe Liz Truss. Este important să avem un astfel de reper și să folosim acest moment pentru a ne reculege și pentru a reflecta asupra importanței politice în viața noastră. Cristian Pârvulescu, mulțumesc tare mult pentru prezență la România în direct. Ediția specială de astăzi se oprește aici, de-a lungul weekendului. Colegii mei de la știrile Europa FM vă vor ține la curent cu derularea evenimentelor din regatul Marii Britanii, iar noi ne întoarcem la dezbaterile noastre începând de luni. Eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă! Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.